Cel care spune... știu o legendă cu Răducioiu. Ce legendă? O voi povesti, nu voi da nume, doar Răducioiu, atât e numele în poveste. Și dumneavoastră îmi spuneți dacă e adevărat sau nu. Știu o poveste, Răducioiu plecat în Italia, un tânăr din România plecat de la Dinamo, dă cu ochii de Occident. Nu vorbim că atunci când s-a întors vorbea un pic în italiană, dar plecarea lui în Italia a adus și un salariu foarte mare, care atunci intra pe card, o chestie absolut șocantă pentru un fotbalist român care nu văzuse în viața lui un card de credit. Salariul a intrat pe cardul de credit, dar cardul lui de credit a rămas la iubita lui din acel moment, doar că la un moment dat cardul acela de credit, la o verificare ulterioară, nu prea mai avea bani pe el, moment în care a început o goană de recuperare a banilor lui Răducioiu, o goană în care au fost implicați doi impresari frați, identificați dumneavoastră în poveste, care au intrat în casă peste m-ai iubita... M-ai ajutat dacă îmi spui și cine sunt. Frații. Dumneavoastră și fratele dumneavoastră, care au intrat în casă peste iubita jucătorului și au luat haine, blănuri, ce mai avea ea cumpărat de pe cardul jucătorului. Nu știu. Eu v-am mai spus o dată când m-ați întrebat o chestie referitoare la Cornel. Eu sunt puțin amnezic. Am avut o perioadă de detenție de 4 ani și jumătate în care sunt puțin amnezic. Eu sunteți simpatic când, da. Când confirmați, dar nu vreți să o confirmați, sunteți amnezic. Există sigur că în toate povele mai există, să spunem, un sâmbure de adevăr. Acum nu știu. Da, e, deci spune. Nu e total... Nu mai țineți minte.